În urma solicitărilor primite din partea unor cetățeni, dar și a unor firme care doresc să administreze punctul Belvedere din Piatra Neamț, acesta va fi scos la licitație. La sfârșitul lunii în curs va avea loc o ședință de Consiliu Local, în urma căreia autoritățile vor aproba administrarea acestui spațiu. Un obiectiv care a fost reclamat de cetățeni, trebuie să recunoaștem lucrul acesta, în ultima perioadă, îl reprezintă punctul Belvedere de pe drumul de acces pe Cozla, punctul Belvedere situat între colibele Haiducilor și platoul de la Gospodina, pe care intenționăm să-l scoatem la licitație pentru administrare. Practic, în ședința de Consiliu Local de la sfârșitul acestui luni, va fi un proiect de hotărâre prin care se aprobă lucrul acesta. Există solicitări venite din partea unor firme interesate să preia acest obiectiv. Pentru noi reprezintă un avantaj prin faptul că nu se mai deteriorează, prin faptul că este pus în valoare și totodată ne scutește de o eventuală cheltuială cu paza obiectivului, ajungând în situația chiar să încasăm bani din redevența care va rezulta în urma licitației organizate pentru administrare. Administrarea acestui obiectiv reprezintă un avantaj pentru că nu se va mai deteriora, va fi reamenajat și va fi pus în valoare.